totul să fie bine pentru cei de acasă. Pentru cei care stau acum și beau ceaiul și cafeaua, trebuie să le creăm toate condițiile să audă bine, să nu le creăm un disconfort fonic și să îi deranjăm, să nu vizual și investim. Devin adunările așa un podium al profesionalismului. Suntem foarte concentrați că imediat apărăm pe dincolo cu ce am zis, cum ne-o sta cămașa, cum nu știu ce. Dacă e vorba să se facă o minune în adunare, să se ridice un bolnav de jos, Domnul nu mai face, că apare imediat în 20 de secunde, înconjoară lumea că la Betel și Dumnezeu nu-și face reclamă. Și noi nici nu ne dăm seama că Dumnezeu întârzie și zăbovește să facă minuni, botezuri cu Duhul Sfânt, miracole, semne în adunare din cauza noastră.